Salutare lume și bine ați venit la un nou episod din GTA 3, ediție specială de anul nou, 31 decembrie, în care fac un video de o oră. Ați auzit bine? O oră. Bun, m-am pus să verific. Tot în regulă, perfect. Ce o să faceți voi de Revelion? Eu o să stau acasă, o să am musafiri. Da, și na, așa o să-mi petrec eu anul nou. Eu v-am întrebat ce ați dorit de anul nou. Toți care mi-ați răspuns, mi-ați spus că ați dori o oră de GTA 3. Dorința vă este împlinită, să zic. Ok. Videoul este... Videoul, gen... Ok. Deci, o oră de GTA 3. Momentul în care eu înregistrez videoul acesta este gen 9:35 seara, data de 30 decembrie. Deci, da, Hero n-are altceva de făcut seara decât să înregistreze. Ce fain pe capul lui, nu? Și mai ales că trebuie să facă și o oră și o să fac și continuu. Oh yeah! Și nu-mi place cum merge limuzina asta. De fapt, stai, e o limuzină, e și normal să meargă așa greu. Și bineînțeles că triadele ne urăsc, pentru că fuck you! Ok. Misiunea asta este cât de cât ușoară. Nu-i cine știe ce. Vine Revelionul, vine 2015. Pentru mine vine bug-ul. Sincer, n-am de ce să mă stresez legat de bug, pentru că cei care au emoții la bug sunt aia care nu știu. Drept îi. Ah, deci practic ea, ea este o stripăriță. Aha, m-am prins. Bun. Deci Maria este o stripăriță. M-am prins. Da. Ar putea fi o eternitate. Și eu care credeam că o să fie cât de cât calm. Hai, Maria. Wow, cum vine? Vai. Ați văzut cum a venit ăla? Trebuie să fac slalom ca să... Uh-huh.
Ok, eu încerc să scap de mașina asta, dar văd că nu... Văd că nu merge! Oh, dar ce drăguț, dar nu trebuia să fi venit chiar doi. Băieți, vă rog frumos, dar eu nu-s gata de threesome. Măcar invitați-mă la cină. Da, eu nu-s gata de un menaj a trois. Aia a fost în vina ta, handicapatule. Da. Nu a fost vina mea deloc. Ok, din păcate nu pot să dau skip ăsta cutscene-uri, că doar na. Să vedeți și vă despre ce se întâmplă. Ok. $10,000. Mă-s bani frumoșei. Nu știu, pentru o misiune la Salvatore, parcă nu știu câți bani îți trebuie. Cred că mă duc să fac misiune la Tony, pentru că, na, să terminăm și cu Tony. Aici cred că numai o misiune avem, sau poate chiar două. Trials and Tribulations. We're at war. The Triads have a fish factory as a front. Most of their business goes down at the fish market in Chinatown. The laundry still owes us protection. They reckon the Triads are protecting them now, so I say we exact a fitting punishment. Take those boys over and whack the Triad warlords. Hell, if you get a chance, pop some of their soldiers too. Aha, deci practic ce trebuie să fac? Ah. Deci, practic, trebuie să le distrug ce? Aia se mișcă măcar? Nu, nu se mișcă. Ia, este un fel de ambuscade sau ce Dumnezeu să are? Okay, bun. Mai avem încă două și apoi gata. Asta e tot? What? Asta e tot nivelul? Nivelul misiunea? Asta e tot misiunea? Serios? Bun, perfect. Nici nu mă stresez. O, da. Perfect. Și ăla-i de Dumnezeu, voi. Aaa, cred că știu ce trebuie acum. Fugi! Scuze. Nu vreau să vă ucid. Păcat că n-am hartă, ca în San Andreas. Dar nu contează. Se descurcă Hiro. Normal că se descurcă. Cum să nu se descurce Hiro? Deci cred că... Da, exact cum credeam. Trebuie să-l ucid pe tip sau să... Trebuie să ajung cumva înăuntru. 100%. I need a tried fish van to enter. Frumos! Am nifer să-mi spună de înainte. Stai un pic, aia... Ce nu suport că mașinile dispar așa dintr-o dată. Acum trebuie să aștept să... Da, până găsesc o...
van din ăla, ca să poți să-l explodezi pe idiotul ăla. Mașina asta, nu, asta cred că e mule. Da, nu-mi trebuie asta. Bun. Aha, din asta îmi trebuie. O, asta e rapid. Vine cât te bași în fața mea. Perfect. Ce ușor a fost. Pentru următoarea misiune, dacă nu mă înșel, cred că mi-ar trebui una din asta. Dacă nu, cred că îmi dă misiunea, de fapt. Dacă nu mă înșel, următoarea misiune de la Tony e chiar ultima. Ok, import-export. Am înțeles. Deja au trecut 11 minute. Ce drăguț. Așa-i? Sincer, îmi place GTA 3, doar că, nu știu, pariu că într-o săptămână o să ajung Blowfish, da, ăsta e. Da, asta e misiunea. Ultima misiune de la Tony Cipriani. E asta. Ok, ăla... What? Ăla, ce căuta pe... Ce căutai tu pe capota mașinii astea? Da, și bineînțeles, eu sunt de vină că ăla o sări fix în fața mea. Ce Dumnezeu e cu voi? Deci, eu nu înțeleg logica asta. Deci, ăla îmi sare în față, se sinucide și tot eu-s de vină. Da, îți de vină că de ce am fost pe acolo. Because fuck you. Ar trebui ca mașina asta să scot totuși de aici. Ok. De ce am și timp? Oh, da, un pis, da, mă, se dă treabă. Am și timp. Serios, am și timp. Hai da, pula mea. Și și departe cât de cât. Hai, faza nasoală. Dar nu contează. Rezolvă Hiro cumva. Poate în cel mai idiot caz, dar... Ah, am uitat că în... În... GTA 3, ca să schimb camera, trebuie să apeși pe C, nu pe V. Cum eram obișnuit cu San Andreas sau... Vice City. Ok. Da, pe bineînțeles. Trebuie să mă ucidă. Și bineînțeles că o să iau foc dacă cumva, na. Sau poate e bulletproof. Poate e bulletproof. Na, am ajuns cam rapid aici. Mai am totuși câteva minute. Ok, ăștia n-au problemă cu faza că vine ăsta și na. Da, e cam ciudat, știu. The
Ăla cum, dracu? Ăla cum, dracu, a rămas în viață? What the shit? Da, bă, ce fain arată acum. Super! Arată extraordinar! Și da, trebuie să dau 10 puncte pentru logică la faza asta. Da. Mi-ar trebui o mașină totuși, ca să ajung totuși. Bun, am terminat toate misiunile de la Tony Cipriani. Și acum mai avem doar Joey și Salvatore Leone. La Joey, cred că 3-4 misiuni parcă pe care trebuie să le mai fac. Le fac și apoi trec la Don Salvatore. Misiunile de la Don Salvatore cât de cât ușoare, adică na, Chaperon a fost cât de cât, na, mai meh, dar na. Acum mă duc să salvez. Da, știu că nu e interesant, dar mă rog. Au. Ok. Deci mă duc să salvez. Aici. Și bineînțeles, mașina a dispărut. Și acum mergem la Joey. Ce-mi place logica asta. Ok. Imediat ajungem la o treime de întregul videoclip, adică la 20 de minute. Mai am 2 minute totuși. Dar mă rog. Dead skunk in the trunk. Beautiful. Just beautiful. Ah, misiunea asta. All right, just the guy I need to talk to. All right, there's a car stuffed with a stiff at the cafe near Callahan Point. One of the Ferrellis thought he was a wise guy, so he got what he had coming to him. Take the corpse to the crusher in Harwood, all right? Ok, deci în misiunea asta trebuie doar să duc o mașină la un crusher. Adică la ăla care îți drobește tot e. Bun. Nu vi se pare greu, nu? Stați să vedeți de fapt ce e cu misiunea asta. Da! Ieși odată. Aha, uite-i. Frații Forelli. Hello. Boom. Unul dintre mașinile alea. Of, puf, puf. Bun. Ai. Tu trebuia să fii coborât fix atunci. Da. Revin imediat. Și am revenit, am ucis cele două mașini și acum putem să luăm liniște mașina asta și să o ducem la macaraua aia care distruge. Deci, practic, în misiunea asta sunt două mașini ale fraților Forelli care te urmăresc, dar dacă le distrugi de dinainte, nu mai ai treabă cu ele de fel. Deci, practic, misiunea e ca și cum ar fi câștigată acum. Totuși,
nu știu cum să zic, asta parcă e un mod mai, nu știu, mai, așa, mai, nu-mi găsesc cuvântul. Oh, totdeauna poliția trebuie să-mi fută mie totul. Așa mai de laș, mai ăștia pentru nubi. Dar lumea se gândește că na, ok, iau mașina aia și direct nu fac nimic. Când de fapt e o ambuscadă, dar nimeni nu știe de ambuscada aia. Ok, nicio mașină nu m-a urmărit, deci puteam liniștit să mă duc. Și acum duc mașina asta. Și acum avem misiune, altă misiune de la ăsta Joey, doar că nu prea pot să ajung la ea. Da, n-am ajuns la ea. Ok. Acum mă duc la save point ca să salvez. Wow, ce rapid e mașina asta. Wow, uai. Eu nu mai știu să conduc. Oh, nu trebuie să fiu pe aici. Care aduce către celelalte insule. Wow. Ok. Wow. Bun. Deci, ce trebuie să fac acum este să fac ora gen între ora 6 și 2 după amiaza. Dar o să tot salvez, că e mai ușor mod decât să tot aștept. Bun, suntem în intervalul orar care trebuie. Mai să mergem la Joey. Ok. Wow. Au. Boom. Haha. Direct în S. Ok. Ah, am uitat că îmi trebuie mașină de 4 locuri. Some wheels to the safe house at St. Mark's and pick up a few friends of mine. They're hitting the bank and they need a driver. I gave my word that you were the man, so don't screw this up. Get them to the bank before 5 o'clock. Not a minute after. Înainte de 5 după amiaza. Ok. Bun. Am timp sufi. Pentru misiunea asta, totuși, aș dori să-mi iau o mașină cât de cât mai bună. Adică, pentru numele Dumnezeu, perinealul într-adevăr are 4 locuri, dar nu o să-mi iau mașina aia, doar n-am tâmpit. O să-mi iau un Mafia Sentinel, pentru că mașina e chiar bună. Într-adevăr, pot să iau și mașina de poliție, dar sunt șanse cam slabe. Deci, nu prea poți să te bazezi pe mașina de poliție, pentru că dacă te duci la secție, sunt șanse să nu fie niciuna deschisă. Deci, mai bine te duci aici. Și sigur că e deschisă, cum să zic. Da, nu e închisă cu cheia, cum ar veni. Ok. Acum vin și prietenii lui Joey. Oh, deja am ajuns la 25 de minute. Tu-l vai. Ce drăguț. Da, în caz că nu v-ați dat seama, am un timer. Ca nu cumva să înregistrez prea mult sau prea puțin. Ok.
1, 2, 3. Ok, acum. Firar. Oh, cutia puli amunită. Trebuie să mă duc la pain spray rapid. La pain. Oh! Pain spray, perfect. Fiu! Și nu, să nu crezi că doar pentru că vreau să pierd poliția, că de fapt trebuie să pierd poliția ca să pot să termin nivelul ăsta. Crezi-mă, știu din experiență. Că am încercat înainte să fac misiunea, când n-am avut ce face și vreau să văd cum sunt misiunile. Da, un pic am trișat, dar mă rog. Și trebuia să scap de poliție ca să pot să-i las pe ăștia aici, pentru că dă-te dracu. Da. Ok, am terminat și misiunea de la Joey acum. O să mă duc să salvez. Și o să fac misiunile de la Don Salvatore acum. Deci da, sunt șanse să ajung chiar pe a doua insulă în episodul acesta, înainte de 2015, într-o săptămână. Fai de viața mea, într-o săptămână să ajung deja pe a doua insulă. Naia, da. Nu mai știu cât e misiunius la GTA 3. Nici nu știu dacă știu cât e misiunius. Sunt cumva stats care-ți spun percentage completed. 73 de misiuni. Ok, 73 de misiuni și am făcut doar 22. Păi dacă stai bine să te gândești, nu prea mai am mult. Pentru că singura misiune pe a treia insulă îi cred că și ultima. Majoritatea misiunilor, după ce ajung pe a doua insulă, o să fie pe a doua insulă. Deci, da. Nu prea o să ai misiuni pe a treia insulă. Eventual să fie acțiunea misiunilor pe a treia insulă. Da, o să fie, dar din e să încep misiunea, o să fie pe a doua insulă. Cutting the grass. Oh, aici vă pot arăta o mică șmecherie. Ok, pentru misiunea asta ar fi indicat să aveți un taxi și o să vedeți și de ce. Chiar acum mă pun să caut un taxi, dacă găsesc pingheva. Uite, acolo unul. Fira. Dar cred că din ăsta cabby, nu din celălalt. Dar o să văd eu. Și bineînțeles că și poliția trebuie să stea la mine pe cap. Doar de ce, nu? În mod normal, dacă n-ai avea acest cabby, ar fi trebuit să-l urmărești și ai fi avut un spookometer. Ca să stai cât mai aproape de el, dar totuși cât mai departe. Bun, și acum parchezi aici. Îl aștepți. Shit. Ce Dumnezeu face asta? Așa, bun. Deci, l-am luat și acum o să mă duc direct la Portland Harbor. Fiindcă el crede că eu sunt un taximetrist.
Așa, deci l-am luat direct în plasă și acum îl ducem direct. Nu o să trebuiască să-l mai urmărim noi. Deci îl ducem direct, e ca și cum el ar cădea în plasa noastră. Deci, e genială faza asta și asta am luat-o de la un YouTuber bulgar numit Bad Infos. Here is our little secret. No, I wasn't followed. You got my stuff? Here's your spank. School. Now talk. Okay, so the Leones are fighting wars on two fronts. They're in a turf war with the Triads, with no sign of either side giving up. Meanwhile, Joey Leone has stirred up some bad blood with the Ferellis. Every day they're losing men and influence in the city. Salvatore's becoming dangerous and paranoid. He expects everybody and everything. And with loyalty like yours, what has he possibly got to work with? Whack Curly Bob. Haha. Bitch. Și mersi de bani. Ok. Acum mai avem, cred că o misiune sau două și ajunge pe a doua insulă. Da, cred că o misiune sau două. Dos misiuni sigur, cred că mai avem. Ok. Ah, nu vreau să fac asta. Sincer, faza asta nu credeam că o să pot să o fac. Adică mi s-a părut o chestie genială. Asta cu să iei tu o mașină taxi și să-l duci tu. Deci mi s-a părut genială fază, nu credeam că poți. Dar se pare că poți. Dar bineînțeles că eu încă mai am steaua de la polițiști, pentru că fuck you. Ok. Acum mergem la domnul Salvatore, pe care o să vedeți voi ce o să se întâmple. Că tot veni vorba. Tot la misiunea aia este o altă fază care, sincer, pe mine m-a luat în râs, să zic. Deci m-a făcut să cred că misiunea aia e extraordinar de ușoară. Și ăla cred că e un bug. Încă sunt urmărit, dar nu știu de ce. Bomb the base, act 1. Da. Triads, we ain't strong enough. The cartel has got bottomless funds from pushing that spank crap. If we make an open attack on them, they'll wipe the floor with us. They must be making spank on that big boat that Curly led you to. So we gotta use our heads, or rather one head, your head. I'm asking you to destroy that spank factory as a personal favor to me, Salvatore Leone. If you do this for me, you will be a made man. Anything you want. Go and see. Ok, bun. Acum mergem la 8 Ball ca să facem misiunea. Dar acum de ce s-a urmărit? Ce Dumnezeu-i faza asta? What the fuck? Așa mă gândeam și eu. Deci am luat o mașină pe care puteam să o împrumut. Îs urmărit. Because fuck you. Ceea de ce nu-i jocul ăsta? Ok. Wow, deja 35 de minute. Tulvai. Da, cred că ajung rapid. Bomb the base. Act 2. Yo, my man. Salvatore phoned ahead for the job like this is gonna need a lot of fireworks. I'll need $100,000 to cover expenses. But you know with me, you get a lot of bang for your buck. Come back, brother, when you have the money. Ok, am banii. Ok, let's do this then. I can set this baby to detonate, but I still can't use a piece with these hands. Here, this rifle should help you pop some heads.
trebuiască să mă descurc singur, pentru că, da, aici nu prea cred că există din astea coduri, de fapt, nu neapărat cod, dar hai să zicem hack-uri. Hai, dată. Bun, hai că o luăm pe aici. Hello! Ok. Ah. Hi. Acum știu că m-am dus pentru puțin, dar na, mă rog, nu vreau să fug, atâta. Deci când pun primul foc, deja gata, asta se duce. Bun, deci trebuie să fiu rapid la faza asta. Și trebuie să știu unde sunt toți, ca 8-Ball să nu moară. Nu de alta. Hai să vedem cum o să facem chestia asta. Dar pe unde pot să urc pe chestia asta handicapată? Aha, pe aici. Bun. Ok. Ah. Ah. Stai. Nu știu cum Dumnezeu dau zoom in și zoom out cu Z și X. Ah. Da. Am aflat pe aia târziu, revin imediat. Și am revenit. Acum știu ce trebuie să fac. Da, ăsta de ce nu moare, futui? Nu mai cred că, nu cred că mai sunt alții. Nu, i-am ucis pe toți. Mulțumesc, Doamne! I-am ucis pe toți. Pot să cobor liniștit. Nu mai am treabă. Perfect. Și bineînțeles, nicio mașină prin apropiere. Pentru că fuck you. Am bani frumușei, $150,000. Oh yeah. That's what I'm talking about. 40 de minute. Nu salvez pentru că știu ce misiune urmează și chiar o misiune foarte faină. Și o să-mi placă și mie, normal, pentru că o să vedeți de ce. Ok.
mi-am dus aminte de o misiune în GTA 3, vai, misiunea aia. E fix printre ultimele, o să plâng. Last Requests. Ultima misiune de pe insula întâi. Da. Deci îți spune Salvatore Leone că este o mașină care trebuie dusă la macraua care zdrobește chestia aia, mașinăria aia. Dar de fapt, ghiciți ce? O să vedeți cine o să ne spună legat de mașina respectivă. 3, 2, 1. This is Maria. Este Maria. Mașina este o capcană! Deci, practic, ce vrea să facă Salvatore Leone cu noi? Să ne ucidă. Vroia să ne ucidă. Listen, Salvatore thinks that we're going behind his back, so he was offering you to the cartel in order to make a deal. I couldn't let him do that. I think the worst thing is, it's all my fault because I told him we were an item. Don't ask me why, I don't know. Look, you're a marked man in the mafia turf, and I've got to get out of here too. I've seen too much killing, too much blood. This is a friend of mine, okay? She's an old friend, and it's so good. She's someone we can. Come on, enough of the speeches. We better get out of here before we get more hysterical Italians wanting less friendly reunions. Da, fraților, mergem pe a doua insulă. Și totuși, podul încă nu-i reparat. Dar odată ce ai ajuns acolo, gata, e reparat ca prin minune. Logica GTA 3. Așa cred că e și în Vice City, dacă nu mă înșel. Dar nu contează. Ok. Mă, tot mănâncă ceva la ureche. Dar totuși nu înțeleg un lucru. De unde știe Cloud toate locurile din Liberty? Aia mi se pare ciudat. Și am primit $20,000 pentru misiunea asta. Ce e tare. Ouch. Las mașina asta aici. Mă duc să salvez. Așa, frumușel. Wow, am ajuns pe a doua insulă. Într-o săptămână. Stai că mai sunt 15 minute de video. O, da, deci mai am ce să fac. Da, m-am uitat la un bulgar cum e gen cum îs chestiile alea și căcaturi și din câte mi-aduc eu bine aminte undeva, dar nu mai știu sigur pe unde
era un loc în care puteai să găsești M16, dar nu mai știu nici dacă mă bați. E locul ăla. Nu-i pe aici, cred că era pe aici. Da, știu că e enervant că mă pun să caut M16-ul ăla, dar îmi place foarte mult arma. E folositoare rău de tot. Zic așa. Pe aici e oare? Da, nu cred că e pe aici. O să mă pot să caut, n-am ce face. Nu mai știu Great rate paid for new and used emergency vehicles. Bring them to the crane in the northeast of Portland Harbor. Da, nu știu ce dracu fac. Păi, eventual... Are cumva pe aici? Stai, cred că e pe undeva pe acolo. Cred că pe aici, pe undeva. Da, pe aici, cred că e. Dacă nu mă-și... Shelly pe aici, parcă. Da, nu știu, Inghe. Și cum ajung eu acolo? Dar nu contește. Sau nu-i cumva pe acolo? Haideți să iau mașina și să fac un ocol. Că văd că nu știu ce dracu fac. Ah, da, și mi-am adus aminte. Mai era o misiune la Marty Chunks. Cred că o să fac aia. Acum. Ah, fira. Da. Aha, aici ai. Ah, uite, un pachet. Ah. De ce n-ai sărit, Claude? Fraierul clasei. Ești cel mai mare fraier de pe toată planeta. Na. Uite ce retardat e ăsta. Deci când mașina e oprită, el sare într-o parte. Haide, Claude. Bineînțeles, se pare foarte normal. Ok. Aha, uite-l. Oh, da, l-am găsit. Oh, da. Deci l-am găsit. L-am găsit. Dar aș da reload. Stai că nici nu mai știu care era ultimul. Last request, așa. Bun. Aș da reload. Ups. Să mă duc acolo. Cu Yakuza Stinger. Ce Dumnezeu s-a întâmplat? Cred că era pe partea cealaltă. Da, era pe partea cealaltă. Aha, acolo era. Pe acolo, da. Mi-aș lăsa mașina aici.
ca apoi să o iau și să mă duc mai departe. Unde alta, dar... Na. Ok. Mă duc, iau și Hidden Package-ul și iau și M60-ul. Sau, nu, M16. 60 erau cartușele. Încerc să mă grăbesc totuși și mai fac o misiune, aia fiind de la domnul Marty Chunks, că parcă atunci când am fost la Joey, nu mai știu în care dată, adică atunci când am făcut misiune, am auzit din nou telefonul ăla lângă Joey. Deci nu era altcineva decât Marty Chunks. Ok, 3, 2, 1 și... Așa, perfect. Vezi ce ușor e. Văd că pe aici nu prea poți să intri. Numai dacă nu cumva... Na, ești Superman. Acum văd că nu poți. Da, mașina noastră a dispărut, pentru că, na, de ce nu? De ce trebuie să-mi faci viața mai cruntă, jocule? A, nu, tot aici ai. Acolo am lăsat-o. Nu, asta nu-i mașina mea. A, asta e un Stinger. Ce tare. Bun. O să ies pe aici. Uite că pot. Okay. Mergem pe podul Callahan și mergem la domnul Marty Chunks. Repet, de fapt nu repet, ci o să vă spun atenționare. Mafia încă nu ne urăște. Încă nu ne urăște mafia. Deci avem noroc. Da, mi-arăt skillurile de drift. Nici nu știu de ce drac, dar mă rog. Nu știu, știu de ce drac mă pun să salvez, dar mă doare undeva. Mă pun, salvez. Ok, indie aici. Și fac o misiune de la Marty Chunks. Cred că și ultima, dacă nu mă înșel. Ok. Acum o să mergem acolo unde a fost Joey. Eu cel puțin nu cred că mafia ne urăște deja. Imposibil, că n-am făcut nimic. Am doar fugit, să zic. Ok, aici era telefonul. Ui! Amantul ei? Damn, I'm in trouble. Turns out my wife was seeing some guy I owe money to. He's got real angry and he's looking for payback. I've agreed to see him. He thinks I'm gonna pay him off, but my guess is Liberty's dogs are gonna get yet another flavor this month. Aha, amantul ei. Marte, eu nu știu ce tip de soție ai. E sugătoare de bani, are amant, dar pe aia e o curvă. Cel mai... evident mod. Deci, nu știu. Ok. Cred că asta e ultima misiune de la domnul Marty Chunks. Ăla e amantul. Doamne, iartă-mă.
Zici că a fost luat după stradă. Pardon. Sincer. Nu știu cu ce-a văzut aia în ăla, dar zici că e un homeless din ala de pe stradă, sunt în strat, care zici că tot timpul au cerut de un banc, doar nu vrea să fie nesimțit. Da. Ale Marty? Aha. Uh-huh. Oh. Haha, mersi de shotgun. Deci acum nu mai avem nicio misiune la Marty Chunks, deoarece domnul Marty Chunks a murit. Ceea ce înseamnă că ne întoarcem pe a doua insulă, salvăm. Și noul an, adică 2015, poate chiar 1 ianuarie, cine știe. Dacă nu, atunci 2. Sau poate 3, că poate, na, fac cu altceva. O să fie început. Stai, pingiu iau. O să fie început cu misiunile de pe a doua insulă. Fa. Nu știu, eu sunt așa mai... Sunt așa, într-un mod în ăsta, fericit să zic, că... Totuși, să ajung într-o săptămână deja pe a doua insulă, nu poți zici că e ceva ce e foarte ușor de făcut, totuși. Bine, ce drept e că video-ul ăsta e de o oră, dar, na, ce să faci? Ok, mai am vreo 2-3 minute, eventual... M-aș putea duce până la ammunition să văd ce e acolo. Aici ai, bun. Ce avem aici? Ce e asta? Aha. Oh, acum pot să cumpăr și AK-47. Bun. Apă, nu strică să ai mai multe cartușe. Bun, acum mă duc. Din nou să-mi iau M60, cred că este, doar am salvat. Cred că după, de fiecare dată după ce salvezi se respawnează, dar s-ar putea să mă înșel. Au, da. Ok. Aci parcă era. Au. Nu știu dacă pot să sar pe partea cealaltă. Da, nu pot, fi serios. Gândeam că cu mașina poate o să pot să sar pe partea cealaltă, dar m-am înșelat. Uite, s-a reși spawnat. Fine. N-am nevoie momentan de... Și bineînțeles că mașina... What? Cam mult ți-o luat din armură, dar mă rog. Mașina a și dispărut, așa ca prin minune. Ah, nu pot să o iau. Fie rar. Bine că pot să iau pe asta. Care mere încet ca dracu. Deci, practic, când o să fiu un zombie, o să pot să ajung acolo. La save point. Noroc că nu te-am călcat. Oră de video. Ai întă pula mea. Am înregistrat o oră în continuu. No, aia, da. Aia nu vezi în fiecare zi. Na, mă rog. Deci... Următorul episod... Din 2015 cu GTA 3 o să fie cu misiunile de pe a doua insulă.
Practic, prima misiune, da, are loc pe prima, dar mă refer după. Deci, acum că am ajuns pe a doua insulă, aici o să fie cam centru jocului, dacă nu mă înșel. Dar cam asta a fost și pentru acest episod. Mulțumesc că m-ați vizionat, nu uitați să dați like, comment, share și subscribe și ne vedem data viitoare cu ce mai avem să fac în 2015. Eu am fost Adrian, eu vă urez un nou an fericit, vă mulțumesc că vă uitați în continuare și să sperăm că 2015 să fie un an cât mai bun și cât mai... și toți să fim cât mai sănătoși. La revedere și un an nou fericit!